Din ce în ce mai multe gesturi venite din partea Roxanei din sezonul 6, Mireasa confirmă împăcarea cu Paul. Roxana a revenit la numele de Niță pe contul ei de Instagram, ceea ce indică împăcarea cu Paul, cel căruia i-a spus da în finala sezonului 6 Mireasa. Mai întâi fanii au bănuit că este vorba despre o împăcare între Paul și Roxana când au văzut imagini din aceleași locuri de la mare, publicate în același timp pe rețelele sociale. Mai mult, fanii au identificat umbra Roxanei într-o fotografie cu Paul. Toate aceste indicii au făcut pe cei care îi urmăresc pe cei doi pe rețelele sociale să creadă că s-au împăcat. Cel mai recent gest făcut de Roxana în online este unul grăitor. După despărțire, fata și-a schimbat numele de pe Instagram din Niță Roxana în Tobă Roxana, iar acum a revenit la numele de Niță, numele de familie primit în urma căsătoriei cu Paul. Fanii se gândesc că este o chestiune de timp până când cei doi se vor afișa oficial împreună și vor anunța împăcarea. Până atunci, Paul, care s-a vopsit blond, a publicat un citat motivațional referitor la a avea curajul de a face schimbări. Întotdeauna trebuie să avem curaj să facem schimbări. Fiți mai buni!